Salariul minim brut garantat în plată se majorează de la 1 iulie la 3.700 de lei brut, creșterea fiind de 12,12% față de nivelul actual de 3.300 de lei. Prin urmare, un angajat plătit astfel va primi o sumă de 2.363 de lei. Ministerul Muncii spune că în România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată de aproximativ 760.000 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 13,9% din numărul total de salariați activi. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 3.700 de lei vor beneficia un număr de 1.871.000 de salariați. Potrivit Ministerului Muncii, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată are impact asupra creșterii consumului cu influență și asupra importului bunurilor de consum. Creșterea la 3.700 de lei a salariului minim brut pe țară garantat în plată nu se va aplica angajaților din sectoarelor construcții, agricultură și industrie alimentară, care au un regim preferențial de taxare. Chiar și fără această majorare, angajații din aceste sectoare vor continua să ia mai mulți bani în mână decât restul angajaților din economie, plătiți acum cu salariul minim brut, relatează realitatea.net.